Elevii de la mai multe unități de învățământ din Slatina au participat ieri la faza locală a concursului Educația rutieră, educație pentru viață, desfășurat la sediul Palatului Copiilor, în parteneriat cu Serviciul Poliție Rutieră Olt. A fost susținută o probă scrisă pentru cunoașterea regulilor de circulație, respectiv testare, și o probă de îndemânare în poligon pentru conducerea bicicletei. La faza județeană, Slatina va fi reprezentată de către colegiul Alexe Marin, care a câștigat locul 1, și de către colegiul economic Petre Saurelian, care a câștigat locul 2. Primarul Slatinei, Emil Moț, a oferit coșuri cu alimente de Paște mai multor familii nevoiașe din municipiu în cadrul campaniei Culori de Primăvară, derulată de PSD Olt și PES Activists. Edilul a fost cel care a deschis campania, gestul său fiind urmat de deputatul Marius Iancu și de viceprimarii Slatinei Claudiu Stăncioiu și Gigi Vâlcelean. Primăria și Consiliul Local Osica de Jos, în parteneriat cu Căminul Cultural din localitate, organizează în prima zi de Paște sărbătoarea Hora Satului. Autoritățile locale au pregătit pentru localnici nu numai muzică și voie bună, ci și o expoziție de încondeat ouă în stil tradițional, precum și un concurs de ciocnit ouă, intitulat Ouă Pascale în concurs. Cel mai frumos ou se va premia cu 150 de lei, iar câștigătorul concursului de ciocnit ouă va primi tot 150 de lei. Grupa 2006 a formației Athletic Slatina va debuta astăzi la Villa Real Yellow Cup Easter, competiție la care participă 31 de echipe din Europa. Primul meci, susținut de talentații fotbaliști slătineni, va fi la ora 15, Athletic având de disputat alte două meciuri până de seară. Prezența la acest turneu vine în urma evoluțiilor excelente pe care elevii antrenați de Dan Baciu și Sebastian Noață le-au avut la Barcelona Football Cup. Competiția se va desfășura între 13 și 18 aprilie. Sistemul de gospodărire a apelor Olt din Slatina organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor hidrometru norma 2 ore la stația hidrogeologică Bulzești, județul Dolj, și agent hidrotehnic un post normă 8 ore în cadrul formației de Izlaz, județul Telorman. Pentru primul post, dosarele se depun până astăzi, concursul fiind organizat pe 26 aprilie și 3 mai, iar pentru cel de-al doilea, termenul limită de depunere a dosarelor este 25 aprilie, concursul fiind organizat pe 4 și 10 mai.